Serialul ăsta o să confirme stereotipurile multora când vine vorba de francezi, europeni, dacă vrei, sau americani, sau chiar chinezi. Și asta, asta, nu e o chestie bună. Dar înainte să începem, ce este o Emilia în Paris? O problemă, aparent. Povestea serialului care a făcut toate fetele să spună Păi așa e la Paris, dragă. Pornește, de fapt, înainte să apară serialul. Darren star este regizorul și producătorul care ne-a mai adus înainte pe ecrane Sex and the City. Poate pentru noi, bărbații adevărați, să-ți dai seama cât, cât a fost coroaseara la meci. Nu a fost un serial neapărat de interes, deși eu l-am încercat, dar nu am putut să-l termin. Dacă nu te-ai uitat tu sau nu l-am terminat eu, asta nu înseamnă că serialul ăla Sex and the City nu a fost un serial de interes pentru bârfe, pentru fashion, pentru. Modă în special, drept dovadă continuarea sau spin-off-ul dacă vrei Just Like That care se întâmplă acum pe HBO Max A adus mai multe subscripții și viewership-uri decât cam toate produsele care au apărut mai noi pe HBO Max Emily in Paris and Just Like That sau Bridgerton, you name it Îți dovezi clare că atunci când vine vorba de un serial de fete, se unesc toate și este o. e mult mai puternic în numere decât atunci când există ceva pentru băieți. Nu crezi? Atunci de ce, după un an, doi ani de zile, încă vedem avalanșa asta de seriale pentru public feminin pe Netflix? De ce Emily in Paris este semnat pentru încă două sezoane? Deci o să aibă 4 sezoane în total, în timp ce sunt o grămadă de seriale pe Netflix care primesc cancel după primul sezon. Bănuiesc că noi băieții suntem mai picky, mai pretențios, nu știu. Nu știu care e treaba. Care e serialele de băieți, dacă stai să te gândești? Că nu mai sunt alea de acțiune neapărat. I don't even know. Acestea fiind spuse, hai să vorbim și de serial, nu? De aia ne-am adunat astăzi aici și evident spoilere pentru primul sezon. Emilia, o tânără în Chicago care lucrează la o agenție de publicitate este foarte entuziasmată de viața ei, de jobul ei, află că șefa ei pleacă la Paris. Asta înseamnă că ea o să avanseze un pic în job pentru că rămâne un loc liber, ea e următoarea. Și asta e dacă șefa pleacă la departamentul din Paris. Dar ce să vezi? a, circumstanțe, ca așa e cu serialul ăsta, e plin de circumstanțe, atunci când îi dă șefa vestea asta, chiar atunci naște. Sau e însărcinată, nu mai țin minte. O, pe acolo. ideea e că nu mai poate să plece din cauza asta. I'm be sick. Uh, I'm be sick. Oh. Și cine este mai pregătită să ia locul, să plece în locul ei la Paris, decât Emilia? So they I would take the job for de ce? Nu știm exact de ce, pentru că ea nu știe limba, nu știe ce se întâmplă exact în departamentul ăla din Franța, dar e entuziasmată că pleacă la Paris. N-ajunge asta? Îi place Parisul, ar vrea să îl vadă. E o chestie sigură, trebuie să meargă acolo ca să ajute pe oamenii de la agenția din Paris de publicitate cu social media. If you wouldn't mind, I would really like to share some of my ideas about your social media strategies. I mean the the Twitter and the Snapchat? Yes, and the Instagram. Să învețe cum să posteze mai bine pe Instagram. Nu glumesc. Nu glumesc. Și ca să nu iese din mână, evident, trebuie să posteze și ea pe Instagram, să se mențină, nu, în job, în tactici. Că acum sunt în Paris, dragă, e altceva, e alt capitol din viața mea. Mm, îmi schimb și numele, îmi pun Emilie în Paris. Eu, asta a fost creativ. Și de aici începe. Îți dai seama că povestea nu-i doar Emilia lucrează la o agenție de publicitate și postează pe Instagram. Nu, nu se poate să ceva. Unde e spice Unde e piperul iute? Unde e drama Has anyone noticed this is a very dysfunctional workplace? Um, I think you're the one bringing the drama. Ea a lăsat o viață bine construită în America. Monotonă, dar stabilă. Prieteni, oameni care o apreciază la jobul ei, uh, un job stabil și un iubit. Și a venit aici săraca, unde colegii ei de lucru o văd urât, gen, își ba joc de ea, francezii ăștia, mă, nu? Francezii ăștia, niște oameni foarte reci, așa -i? niște oameni foarte reci și cu nasul pe sus al dracu. Și o înțeleg, când ești pe alt continent, iubitul tău e pe alt continent, tot ce aveai tu sau ce știai tu te făcea pe tine sigură, ea acolo. Aici nu mai e. Oare cum o să se descurce Emilia cu toată situația asta, că s-a schimbat practic lumea ei cu curun. sus, cum, cum? O oh, stai! Deși Emilia ne arată de la începutul serialului că nu o cucerește oricine și are un iubit. Maybe you want to have a drink tonight. I have a boyfriend in Paris, in Chicago. Apare unul sexy în francez și atunci nu, nu poate să reziste Serialul vrea să o lase liberă, liberă, single, la un moment dat pe Emilia, să exploreze Franța și îl pune pe iubitul ei să se despartă de ea. Gen, serialul bagă o dumă ca ea să rămână liberă, știi, să poată să exploreze Franța. Or what? Or over? Time again. Altă chestie la lucru are o șefă care e scoasă direct din filmul Devil Wears Prada și umblă tot timpul ca un dinozaur. Nu știu care-i duma acolo, că-i snoabă, că-i cu nasul pe sus, că-i... nu știu de ce merge așa. Și tu știi deja povestea cu șefa asta. Emilia o să încerce să o impresioneze cu munca ei și ideile ei extraordinare de cum să posteze pe Instagram, și la un moment dat șefa o să o accepte și devin prietene, dar nu foarte prietene totuși. Pentru că trebuie să existe o chichița acolo, știi, ca să lăsăm liber pentru scandaluri sau drame viitoare. Și am mai văzut niște discuții despre cum se îmbracă ea. De multe ori nu are sens pentru ce face ea munca de la birou, o plimbare casual prin oraș. Și ăsta e un mare, este un punct mare în minus, dacă vrei, pentru că Sex and the City era pe modă. Ca să nu spunem că dacă dai un search și găsești niște articole de la Variety sau altele, ai să vezi că fata are pe ea haine și poșete mai scumpe de... Da, oricine își permite alea. Bine, trecem peste asta. Trecem peste. E singur într-o țară străină. Nu ai prieteni. Nu te înțelegi cu colegii de la muncă. Nu ai iubit, aparent. Nu mai ai. Stai liniștită. Serialul ăsta te învață că toate cad din cer. Ai nevoie de o persoană pentru că te simți singură, cu care să vorbești și care să te înțeleagă sau măcar să te asculte. Stai pe bancă într-o într zi, într-un parc anume, liniștit acolo, că instant o să se pună altă persoană lângă tine care și aia e din altă țară și o să deveni cel mai bune prietene. Așa funcționează. Ai nevoie de o prietenă ca să afli și tu despre evenimentele mondene sau de artă din oraș? și păi, nicio problemă. Apare instant la florărie. Ai nevoie de un nou iubit? are poate e și un upgrade de la cel precedent, no problem, apare și el instant atunci când eți, nu mai ai apă ca să faci duș, atunci când uh, primești colete de la fan curier și nu are cine să te ajute, pa, apare iubitul. Cred că Emilia este cea mai norocoasă persoană din Paris. Bun, am vorbit destul despre povestea serialului și mici greșeli care o să tot apar, o să tot apară pe parcursul serialului. Hai să vorbim un pic de personaje. Emilia este cea mai surprinsă, hotărâtă, nehotărâtă, sigură, curajoasă, speriată, muncitoare, îndrăzneață, persoană pe care o cunoști. Serios. Este hotărâtă la începutul serialului că nu se lasă ea capturată de orice bărbat. Asta până când întâlnește unul pe placul ei. Și ce să vezi atunci, miraculos, convenient, prietenul ei se desparte de ea. Și câteodată îți arată că are principii, că băiatul ăla de care se îndrăgostește ea are o prietenă. Și ce să vezi, prietena e și amica lui Emilia uh, și nu contează că ei se pupă după ce mănâncă o omletă. Ok? Când te uiți la fata asta nu știi exact cine este. Cum îți restul personajelor pe lângă ea, îți prezintă orășelul de carton. Prietena ei cea mai bună este foarte gălăgioasă, enervantă și nu înțeleg de multe ori de ce este acolo. Mai este prietena bucătarului de care se îndrăgostește Emilia. Ea săraca, ea e acolo doar ca să bagi un pic de tensiune, știi, că e acest uh, uh, triunghi amoros. Dar ea nici nu o cunoaște atât de bine pe Emilia, dar deja îs prietene pe friends forever. Hashtag blast. Bucătarul se chinuie să joace dar tot ce trebuie să facă e să stea proptit și să fie zâmbitor și sexy. Și cam asta face. Deci în afară de zona aia de lucru la birou, nu este mai nimeni un personaj. Toți sunt cartoane. La lucru, șefa ei are rolul lui Meryl Streep din Devil Wears Prada. Și e ok. Doar ok. Mai apare unul care aparent e însura, dar șefa aia mare e amanta lui și ce să vezi, o pe Emilia, că toți bărbații se dau la Emilia, nu știu dacă știa asta. Mai sunt doi colegi, dar nu știu ce, dintre toți colegii ăia de la lucru, doar ăia doi vorbesc cu Emilia, unul nu prea o place, asta e, e cam clar și unul se distrează cu rolul. Dar serialul ăsta nu cade în cap din cauza personajelor, că sunt personaje de carton cum au fost scrise, ce spun de multe ori e previzibil sau ridicol. Și acum trecem la cel mai mare minus al serialului, mai exact cum au văzut scenariștii Franța, America și l-au făcut pentru orice om care nu a fost în Franța sau America și crede el că știe cum ar fi acolo. De exemplu eu, eu am umblat până acum în Franța, America, China, Japonia, Thailanda, Madagascar, Madagascar 2, Madagascar 3 și Madagascar la cu pinguinii. Deci eu pot să vorbesc că eu am ceva experiență. Cel mai mare minus al acestui serial sunt stereotipurile sau în general clișeele. Fii atent, ce e Franța? Te întreb eu pe tine, ce-i Franța? E, e, cu baghete, croissante, au berete... Peisaje frumoase, din alea pitorești, frumoase. Oamenii, în schimb, sunt foarte reci, cu nasul pe sus. În Europa se fumează foarte mult și peste tot toți fumează. Bărbații sunt libidinoși și sexiști, Asta e Franța. Atât s-a putut în scenariu. Serios, de cum ajunge fata asta în Franța, bifează toate clișeele posibile. Dar serialul ăsta nu se oprește aici, mai are o prietenă, de exemplu, din China, așa cum v-am spus. În China ce? În China se fac foarte mulți bani din orice, nu? Dacă ai o fabrică de fermoare, cum are tatăl ei, pac, cel mai bogat om din China, evident. El uh, he's the zipper king of China. The zipper king? Yes, and also many other kinds of fasteners. Dar avem și cealaltă parte a monezii, ce cred francezii despre americani. Your name, Monsieur? My name is Luke. Yes, Luke. Why are you shouting? Că ea este gălăgioasă. Că ea consumă, că americanii consumă orice. Mass production. Că nu are idei originale. Că vrea să transforme dintr-o agenție care lucrează cu clienți aleși, high-end, da? McDonald's. Pentru oricine. So so well, Serialul încearcă să bifeze orice, așa cum ți-am zis. Și când nu are un clișeu la care, la care să se aghețe, uh, vai ce ciudat sunteți uh, voi în America, Europa sau China, când nu are asta, vorbește despre cum europenii au parter și după etajul 1. Come on, I mean, even you have to admit that the floor numbering here makes absolutely no sense. <laughs> you are very wet. What? Bă, ce ciudat e aici la voi la bloc în Europa, că aveți parter după etajul 1, e foarte confusing. Mă, cineva, trebuie să te gândești că cineva stat să scrie serialul ăsta, cineva e lăudat, bă, ce, ce, cum s-o gândit el, mă? Și tu ai spune, păi și ce are frate? Că așa e. Frate și aia sunt numai baghete și berete, frate, cu nasul pe, pe sus. care e problema? Aia e că tu nu vezi problema. Ea cred că sunt mai mult turiștii, să știi, care văd asta. Sau nu știu. Este o prietenă de ei, iubita bucătarului. I-au pus poza de profil atunci când vorbește Emilia cu ea, cu bereta. Să se înțeleagă că e franțos din Franța. Serialul ăsta e atât de rău încât s-au uitat vreo 50 de milioane la el pe Netflix. Sigur e bun. Știi că ți-am zis la, la început că Emilia, deși nu știe limba, nu știe franceză, nu cunoaște pe nimeni la lucru, nu cunoaște pe nimeni în general, la lucru o urăsc toți, ea este cea mai norocoasă persoană din Franța. Știi ce face ea ca să, câșt ca să câștige... Um, încrederea oamenilor de la lucru? Este o basic girl pe Instagram. A, atât. Visul oricărei fete care se uită la serialul ăsta, probabil. Se duce și face poze basic prin Paris, cu croasante și în și descrieri din aia. Cel mai tare croasant din viața mea. Hashtag blessed în Paris. Doamne cât e de prostească partea aia cu Instagram. Chestia e că nu e o părticică, e o componentă serioasă a serialului. Și de multe ori serialul se contrazice singur. Să zic, la un moment dat ea ajunge la o întâlnire din asta pentru influencer. Vezi, doamne, e deja influenceriță în Franța și e deja invitată. E băgată în seamă și e chemată pe undeva pentru că e influencer, influenceriță nu pentru că lucrează la agenția aia veche de atâta timp. Bun, și ți-am zis că e o componentă mare cu Instagram-ul și hashtag blessed în Paris și toate astea. Și e deja ia wow, câți followeri am, wow, m-au chemat ca influencer. Mă duc acolo ca să vorbesc cu ei, deși eu fac toate astea, nu? Eu Am uh, zi ping lifestyle-ul ăsta de influencer și uite m am observat una care de mult uh, are nume în industrie hmm, 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 doar pentru că am pus poze pe Instagram bine ajunge la întâlnirea aia, vorbește cu șefa aia de la brandul ăla și spune că de ce influencerele nu pot ține un brand în viață și de ce ar trebui să apeleze la uh, o agenție ca aia unde lucrează ea so, what agency do you use? Oh, we don't anymore. Agencies are overpriced and antiquated. Now we prefer to use influencers like you. The future of marketing. I actually have a a master's in marketing, and I think that I could do much more for you than this. Stu te voi sunte, atunci atu de ce o mai fac? Eşti foarte curios unde merge partea asta cu influenceri în sezonul foarte curios. Nu poți dorm noaptea. Altă chestie cum câștigă încrederea oamenilor de la lucru, îi dă share o persoană foarte populară la o postare. Și gata, odată ce ți-a dat share Smiley și eu, m-am dus, dus la loc după aia. Bă, știi ceva? Nu credeam nu știu ce de tine. Dacă n-am văzut share-ul de la Smiley am zis, mamă, băi, mai avem și treaba asta unde ea vine din America și este plină de politică corect și francezii ăștia fac mișto de ea, că, ha, 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 aici nu contează prostiile astea și a tot împinge că să, să, nu facă o reclamă, de exemplu, cu o femeie goală, să nu folosească genul masculin pentru un produs dedicat femeilor. politically incorrect. Is this the Me Too? Multe chestii care sunt ok, dar toate astea nu contează atunci când serialul în sine nu are ni mai nimic mai mult sau nu, știu, nu are ce oferi mai mult decât clișee sau stereotipuri în toate direcțiile. Deci cum poți tu să vii după aceea să bagi mesajul ăsta de hai să-ți arăt cum vrem să schimbăm anumite chestii. Vrei să vorbim și de calitatea tehnică a acestui serial cum este filmat și toate astea? Îți prezint primul shot. Că înainte să apară titlul Emily în Paris, din primul episod, asta e, nu, e, nu e primul lucru pe care îl vezi, dar este primul shot așa frumos, cu drona, ți rău, ți rău, te țin. Unele cadre zici că sunt luate de pe YouTube, zici că au, au scris stock footage Paris și în general arată ca un serial generic, nu știu ce să zic mai mult. Poate corectează unele chestii în sezonul următor, nu știu, nu am văzut. Dacă vreți să văd și sezonul următor să discutăm despre el, să facem așa un comentariu. Nu știu, cât să zic. Între 2000 și 5000 de like-uri. Dacă spargem bariera aia, da, o facem iar. Mă risc, mă uit armă, mă torturez. Aici pentru voi nu e nicio problemă dacă rupem bariera de 2000-5000 de like ceea ce ar fi fucking big pe canalul ăsta. Aici, ok, ok. Dar ceva îmi spune că oamenii nu s-au plâns așa de tare de tot ce am spus eu în clipul ăsta și cred că nu o să se schimbe. Și totuși francezii și americanii ăștia, frate, că vorbesc ei tare, că baghete, că McDonald's, nu? Am dreptate? Heh. Ce aici ne oprim? Primul sezon din Emilie în Paris, unul din cele mai populare seriale pe Netflix. Mai plănuie să fac câte un commentary, încerc cam o dată pe lună, sper să vă placă formatul ăsta. Dacă vreți să susțineți canalul, dacă dați 2 lei pe conținut, apăsați butonul de join sau mergeți pe Buy Me Coffee. Vă mulțumesc foarte mult, în afară de asta, like-uri ca să mai facem încă un, dacă vă interesează. Desigur, subscribe dacă vrei să devii locuitor pentru că nu vrei să ratezi clipul următor.